Da, asta de unde le-ați avut? Nu știu, nu cunosc nimic despre alea. Tu nu te-ai uitat înainte în mașină, ce e acolo? Nu, nu. Erau folosite la alte infracțiuni, cumva plăcuțele? Nu știu, nu știu nimica despre mașină, dacă o poți curată, nu știu absolut nimic. Ce numere de înmatriculare avea mașina cu care vă găsi polițiștii? De Spania. Și prietenul tău nu ți-a spus că a furat mașina? Păi eu n-am știut nimic, că e furată sau că nu-i furată. Unde mergeai cu mașina? Veneam la Bistrița. Pentru ce? Să vorbesc cu cineva. Cu cine? Cu un prieten. Cum îl cheamă? Nu mai știu. Cum nu știi cum îl cheamă? Bogdan. Și cei de la care ai împrumutat tu mașina? Ai zis că de la un spaniol. Pe spaniol cum îl cheamă? Nu, eu am împrumutat mașina. Dar ce ai făcut? Păi eu am venit aici la Bistrița și atât. Eu cum ai intrat în posesia autoturismului? O cerut-o prietenul meu. Și tu n-ai vorbit cu prietenul tău de unde are mașina? Păi nu. Ce făceați cu atâtea bagaje în mașina? Îți hainele lui cu care trebuia să se mute. Unde? Păi la Cluj, unde? Păi ce căutați în Bistrița dacă trebuia să mute în Cluj? Că eu trebuia să vin aici să vorbesc cu un prieten. Și de ce te-ai urcat la volanul mașinii dacă nu aveai permis? Pentru că omul era obosit și n-am vrut să sărim pe șanțuri. Și de ce n-ați oprit când polițiștii au... Eu am oprit, cine știe că n-am oprit. Cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore. În localitatea Vișoara, aceștia au fost opriți de un echipaj de la poliția rutieră, deoarece erau suspecți pentru că aceștia făceau diferite manevre de depășire ilegală și plus de atâta mergeau și cu o viteză foarte mare. Din primele verificări, șoferul a fost de fapt verificat, acesta nu posedea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, după care s-a procedat la verificarea autovehiculului. Acesta a fost verificat și figura ca și pozitiv, fiind reclamat, fiind furat din Spania 19.06.2007. Unul din ei avea acte de proprietate asupra mașinii, chiar și false? Nu aveau niciun fel de act, în plus de atâta, șoferul nu a putut prezenta nici măcar o carte de identitate, acesta fiind recunoscut de polițiști și căutat în evidența populației și prin pozele de la evidența populației așa a putut fi recunoscut, pentru că el n-a vrut să-și decline identitatea. De unde erau băieții? Băieții erau din Cluj amândoi, ei susțin că au împrumutat mașina de la un cetățean spaniol din Cluj, dar pe care acum nu-l mai pot găsi în niciun fel dintr-o dată. Și vreau să vă spun că tot ceea ce ei ne declară acum sunt pure invenții pe care niciun copil mic nu le-ar crede. Ce se întâmplă cu ei? Deocamdată vor fi reținuți pentru 24 de ore urmând a fi prezentați procurorului cu propunerea de arestare preventivă. Ce s-a găsit în mașină? În mașină au fost găsite mai multe bagaje, însemnând haine și lucruri personale ale lor. De asemenea, au fost găsite numere de Ungaria, de înmatriculare, plăcuțe de înmatriculare de Ungaria, pe care aceștia urmau să le folosească. Ia, au ce fost riscă? Folosite? Ele au fost folosite pentru că apar elemente clare că au fost folosite recent. Ce riscă dacă vor fi găsiți vinovați? Deocamdată trebuie să vedem care este starea mașinii, ce au căutat ei pe teritoriul județului nostru, cu cine au vrut să se întâlnească, ce au urmărit de fapt și pe urmă putem să facem încadrarea juridică. Cum au justificat ei bagajele și plăcuțele? Ei spun că au vrut să se mute la Bistrița, într-un apartament, că au vrut să caute o anumită persoană. Acea persoană despre care i-au menționat, ea a fost în arestul IPJ-ului nu odată, de asemenea a fost condamnată chiar și pentru trafic de droguri. În concluzie, avem de făcut multe verificări. Femeile care au între 18 și 45 de ani și nu au loc de muncă sau nu sunt mulțumite de salariul pe care îl au în țară, au șansa să se angajeze în Spania și să câștige 37 de euro pe zi. Tot ce trebuie să facă este să-și depună un dosar la AJOFEME. Oferta vine din partea unei firme spaniole și cuprinde 200 de locuri de muncă vacante la nivelul întregii țări. Doar femeile sunt acceptate pentru aceste locuri de muncă. Dosarele de înscriere se depun la sediul AJOFM până la data de 20 ianuarie. Datele culese în Bistrița vor fi trimise la agenția din Vâlcea, unde se centralizează datele din toată țara. De acolo, datele celor care vor să muncească în Spania sunt trimise la AJOFM, unde se va face selecția, iar apoi vor fi trimise la Călăraș. În luna februarie, femeile care și-au depus dosare vor afla dacă au fost sau nu selecționate. Ne-a spus ce trebuie să conțină un dosar, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița Năsăud, Adina Preda. Condițiile de participare la selecție sunt următoarele: vârstă cuprinsă între 18 și 45 de ani, la această selecție se acceptă numai femei, ca și cerințe ale locului de muncă sunt experiență în agricultură,
și apt pentru muncă grea în spațiu neacoperit. Documentele necesare pentru depunerea dosarului la AJOFM sunt următoarele. O cerere tip, o copie după buletin sau carte de identitate, un CV model Europass în limba română, cazierul judiciar, adeverință de la medicul de familie cu mențiunea apt pentru muncă, copie diplomă de studii, copie carnet de muncă și un dosar plic. Femeile care vor fi selectate se vor întoarce acasă cu o sumă frumușică, vor fi angajate cu acte în regulă timp de 3 luni și vor câștiga 37 de euro pe zi. Durata contractului va fi de 3 luni de zile, începând cu 1 martie 2010. Ca salariu oferit este 37 de euro brut pe zi. De asemenea, angajatorul asigură cazare pentru toți solicitanții. În bazele agenției din județul nostru există deja datele a 15 femei care doresc să muncească în străinătate. Acestea au depuse dosare încă de acum 2 ani. Executivul pregătește un amplu program de restructurare a administrației publice locale. Un prim pas ar fi concedierea a 17.000 de bugetari, proiectul existând pe masa de lucru a guvernului. Viitorul act normativ limitează numărul funcționarilor din primării și consiliile locale în funcție de numărul de locuitori. Aproximativ 17.000 de angajați din administrația locală ar putea fi disponibilizați în acest an. Primii concediați vor fi cei cu vârsta de pensionare și cei fără copii, potrivit unui proiect de lege care limitează numărul funcționarilor din primării și consilii în funcție de numărul de locuitori. Partenerii sociali urmează să discute în aproximativ 2 săptămâni prevederile acestui proiect de lege privind diminuarea numărului de angajați din primării și consilii locale în funcție de numărul de locuitori, susțin surse sindicale. Prin acest proiect se urmărește propunerea unui normativ de personal la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, precum și a consiliilor județene, astfel încât aceste normative să răspundă atât cerințelor curente, cât și exigențelor viitoare pentru funcționarea aparatului propriu al administrației publice locale și asigurarea unui serviciu public de calitate pentru cetățeni, se arată în expunerea de motive acestui proiect de lege. Printre instituțiile vizate este și primăria municipiului Bistrița. Astfel, primarul Ovidiu Teodor Crețu are o altă poziție față de cea actualei puteri. Poziția Asociației Municipiilor din România, care bineînțeles că mi-o însușesc și eu, este aceea că prin acest proiect de lege se afectează constituțional descentralizarea realizată în România până acum și că apare o ingerință a statului în niște probleme care constituțional sunt rezolvate de administrațiile locale. Asociația Municipiilor din România consideră că un astfel de proiect de lege ar trebui să afecteze numai acele unități administrativ-teritoriale care se află în stare de risc financiar, adică acele care nu își pot colecta banii ca să-și plătească aparatul și serviciile publice cu care deservesc populația. Iar acele unități administrative să fie monitorizate și acolo să se intervină, pentru că este firesc unde dai bani să poți avea posibilitatea să și intervii, dar nu în cazul celorlalte. Acum, punctual referitor la proiectul respectiv de lege, se prevedea ca un municipiu, așa cum este Bistrița, să aibă 128 de angajați în cadrul aparatului propriu. Noi avem în schemă 226 de funcționari publici, dar posturile ocupate sunt numai 190. Vreau să vă spun că în comparație Aradu, care ar avea dreptul în conformitate cu proiectul de lege la 214 funcționari, are în schemă 700 de funcționari, peste 700. Pentru că acolo s-a produs, hai să spunem, un fel de centralizare, în sensul că din cadrul serviciilor publice au fost trecut în aparatul propriu, ceea ce nu este chiar în regulă. Dar asta ține până la urmă de administrația locală și de modul în care ea își poate rezolva problemele.